vin să vă colinde, ai dumneavoastră. Vor urca pe această scenă, cu mare drag, colindătorii Bisericii Ortodoxe din Spermezeu, dar și ai școlii, coordonați de Părintele Simeon Buta. Haideți să îi primim cu aplauze! La mijloc cu trei gaioiosul, la mijloc.
prin meșteri la mine. Jumătatea e-n pătrățățăle, jumătatea e-n pătrățățăle. Și mă pupun în iconienele, și mă pupun în iconienele. Și mă duduc la besărirică, și mă duduc la besărirică. La besăsărică maninină, la besăsărică maninină. Tătălulu mi-a mis în cicină, tătălulu mi-a mis în cicină. Cu colala și cu lumnimină, cu colala și cu lumnimină. Yeah.
noastră. N-au frate ca și unii, la mine dragi pe putut ora 12 și gata să mă ajut. Te culcă-te! Кесик. Но жупыня газда, ши жупыня сагаздауе, эсто мритен касала думня востра. Требе се ленгропен, пошпенгле думня востра. Там скоте нойдяй, там скоте по уши, да ну путем кей купи души. Там скоте по гор, да не требе скаре декор. Там скоте по облак, да имай лум деку глад. Там скоте по подява касей, да фашем фен мали пагубо ла газда кесик. Dar așa eu voi măsura, din cap până în fișoare, ca Dumnezeu de-i să nu-l mai scoare, până în vinerea mare. Bă, nu tumble în gura fără treabă, ca curul la cupă de vară spunează. O să 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 Am venit la dumneavoastră să ne dăm focostă și mâncând așa, că am mâncat și ies fânt de înjere. Și vreo două clipă simte, că am mâncat și două părinte. Că am mâncat la bolși și n-am mâncat harta bolși. Că am mâncat la capre și n-am băut lapte. Și am mâncat la oi și eu pris curi și pe amândoi. Dacă nu crezi, gata să vezi. Știi ce m-a săcut? Ce trebuie să tocmim? Să jucăm și noi una. Păi să jucăm! Astăzi s-a născut Hristos, Mesia fiind luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Nu pare, nu răzbate neama, nici nu l-atinge, lăudați și cântați și vă bucurați. Liber în pășețel, în scutec de bunăcel, mulțumim grupului de colindători al Bisericii Ortodoxe de aici, din Spermezău, și totodată școlii gimnaziale de aici. Mulțumim și părintelui, pe care îl invităm aici lângă noi, să ne mai zică câteva vorbe. Suntem convins că v-a spus și astăzi la predică și în zilele care au fost, dar astăzi e un moment cu totul și cu totul deosebit. Și domnia sa este un om vrednic, cu atât mai mult cu cât vine, să zicem așa, de pe Valea Meleșului, Valea de unde vin eu, jumătate din mine, vin și de acolo. Așa că sunt și eu mândru că am aici oameni vrednici, oameni care au sfințit locul și sfințesc locul în continuare, cum este și Părintele Buta. Părinte, vă dau cuvântul și vă dau o diplomă pentru activitatea frumoasă pe care o desfășurați aici, în cadrul acestei parohii. E bine să ai așa relații peste tot. Dacă avem oarecum origini comune, imediat m-ați invitat ca să mai povestesc. Și mulțumesc și sunt mândru și chiar vă apreciez și vă laud și vă urez sănătate și succes în tot în misiunea pe care o desfășurați. Acum eu nu mai le zic prea multe la credincioși. Am spus la început, îmi exprim bucuria că suntem aici, în număr atât de frumos, că avem invitați
cu mare suflet și cu spirit de jertfă înalt, care s-au jertfit, s-au ostenit să fie astăzi aici. Deși au colindat atât de mult, începând de la postul Crăciunii, pe la Sfântul Nicolae, tot colins, cred că s-au mai și săturat, dar totuși iată că au făcut un ultim efort ca să fie în seara asta aici, pentru care efort și jertfă eu din suflet le mulțumesc și dumneavoastră din suflet, mulțumesc personal că sunteți alături de noi, ați fost și sper că veți fi în continuare. Cum ai vrea, părinte? Cuvântul dumneavoastră era indispensabil în acest moment. Mulțumim!